Cea de-a cincea ediție a campaniei Hrănește un zâmbet, organizată de Consiliul Local al Tinerilor și Primăria Municipiului Media, s-a desfășurat astăzi în sala de ședințe Daniel Telman a Primăriei Municipiului Media. Campania a fost organizată cu sprijin financiar al Societății de Gaze Naturale Romgaz S.A. Prin această campanie, peste 300 de elevi de la școlile generale și liceele din municipiul Mediaș au primit cadouri de Paște.